Uioi! Benzo Traian și bine v-am găsit! Eu sunt Ben și astăzi, 22 iunie 2022, e prima zi pe solstițiu, fraților! Eu sunt cu bicicleta și am fost la ora de conducere la camionul, de că întâmplarea face să treacă un camion, nu la tine, la camionul ăla normal, știi, la categoria C. Și dacă ziceam ieri că am fost mai ok la ședința precedentă, aia de a șasea, am zis că nu, e ok. Ei, astăzi, bă, atât am făcut la prostii, m-am bâlbâit de vreo două ori pe puțin la schimbătorul de viteze, că am lăsat prea repede de ambreiaj și nu am confirmat treapta de viteză. Asta nu mi-a plăcut deloc și am stat prea mai în dreapta, mă, stau prea în dreapta câteodată. Nu stau cu camionul la axul drumului, asta nu îi de bine, pentru că trebuie să fiu în dreapta, acolo aproape de axul drumului și câteodată mă bâlbâi. Da? Și mă duc aproape de bordură, bă, dar nu ca aproape, că foarte aproape, ceea ce nu e ok deloc. Așa că astea două aspecte trebuie să le am în vedere ca pe viitor. Săptămâna viitoare, cumva, dacă bine știu, luni și marți, e posibil să fie loc, să mă pot aduna, știi? Și să pot să-mi fac chestia aia care nu ai rost să o fac, cum anume, și să mă coordonez. Că ăsta-i the objective, if I can say it like that. No. Și la altă ordine de idei, e cald, orele de conducere trec și eu trebuie să mă pun mai bine, mereu mai bine pe învățat și pe chestionare. Am început să fac câteva dintre ele și bă, că sunt pe bune, că sunt destul de dificil, adică pui mei, eu le pic, ok? Deci pic chestionarele. Nu sunt marele atot știutor în domeniul ăsta, dar asta și partea faină, că niciodată nu o să fiu și cu timpul înveți și progresezi. Așa că, no, cam asta e ce am eu de făcut în viitorul apropiat, să mă bag tare pe chestionare și să mai îmbat capul și cu legislația, pentru că, după cum bine am zis, ăsta e obiectivul din background, care să mă facă să mai învăț, să mă mai stimuleze, să mai citesc câte una alta, să aflu chestii legate de codul rutier, de regulament și așa mai departe. Pentru că, no, e dificil, greu, nașpa și aiurea, după ce te-ai așezat într-o poziție, oricare ar fi, la orice job, să mai vrei să mai progresezi, să mai vrei să te mai stimulezi, să mai înveți ceva nou, căi de mașini electrice, căi de troleibuze, căi de cine știe ce hotărâre de guvern sau așa mai departe, greu. Așa că eu văd asta cam una dintre soluții, așa că, na, o să trească în continuare să mă țin de chestia asta de moment, așa fel încât să învăț eu pentru mine, ca să pot să învăț și pe ceilalți să conducă bine și în siguranță. No, ăștia am fost de moment, fraților. Camionul nu mai vine, o